Meteorologia anunță un nou val de caniculă în România cu valorii resimțite la umbră de peste 40 de grade Celsius. De la mijlocul acestei săptămâni revine aerul tropical în majoritatea zonelor. Conform romaniatv.net, după două zile cu furtuni și vijelii, vremea se încălzește în toată țara. În unele zone, temperaturile vor ajunge până la pragul caniculei. Spre finalul săptămânii, temperaturile caniculare revin și în România. De joi, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sud-vest va deveni local caniculară cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade. Cerul va fi variabil cu unele în orări și condiții pentru ploi slabe, izolate la munte și în regiunile estice. Vântul va sufla slab și moderat. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, mai coborâte în depresiunile intramontane. Vineri vremea se va menține călduroasă în majoritatea zonelor și va fi local caniculară în vest și sud-vest, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fie variabil cu unele în orări și izolat vor fi condiții pentru ploi slabe în regiunile estice. Valul de aer tropical face deja ravagii în Europa. Meteorologii au emis o avertizare meteo, cod roșu de caniculă pentru Portugalia și cod portocaliu pentru Spania. La noi, temperaturile sufocante vor persista până duminică. De săptămâna viitoare, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, spun meteorologii, relatează site-ul româniatv.net.